Salutare, prieteni pescari. Am ajuns pe baltă. Deci nu mai știu cum îi spune la balta asta. Dar e frumușică. Mă dau la undiță. Am prins un cărășel, dar chestia e că trage la bonduel. Pe balta Boltașu sunt. Așa. E 80 de lei taxa, pentru cine nu știe. Înțeles că e caras. Opa. Ce frumos a tras. Înțeles că e caras crap. Și care avea și tendă, nu știu, sigur. În fine. Am băgat două lansete, un feeder. Ca și momeală, porumb, pop-up și pufulete. Dar nicio mișcare până acum. 7:30. Și balta e simpatic, e prima oară când vin aici. Nu cunosc balta. Încerc să mă adaptez. La undița asta am un aca mare. E undița cu care am prins rândul trecut somnul la african pe pipera. Și am un ac mare. Aici doar să vină dacă e un ciortan, ceva altfel. Carasul se chinuie cu el. Pare că avem și o ciortanică. Frumos te distezi așa. Ciortănica asta micuță. Au, dar ce-a înghițit acum. Hapsânul. Stai că nu-mi râpe acum. Haideți că revenim. Să-i dăm drumul, zic. Du-te să vină tati. Măcar să prind așa, să mă distrez puțin azi. Inițial am vrut să mă duc pe altă baltă, dar plecam cam târziu de acasă și nu mai aveam timp să ajung. Mergeam prea târziu, de fapt, și n-are rost că vine soarele, căldura, cât vor fi azi 36-38 de grade, cât am anunțat. Așa că m-am oprit aici, aproape. Boltașul știți că e în Afumați, de fapt, la ieșirea din Afumați. Asta făceam până cardau acum câteva ore până nu vine căldura, că mi-am uitat și umbrela. N-am umbrelă. Și nu am nici pomi prin zonă, n-am nimic. E cam sterp.
ca să zic așa. S-a pălat, cred că e rahat de la mic. S-a stricat camera. De filmat și mă chinui acum cu telefonul. Nu pot avea două mâini libere. Asta e belea. Frumos cărășină. Frumușel cărășelul, ce să zic. Nu? Chiar drăguț. Până acum lanțetele sunt la somn. Dormitează. Trebuie să le mai scot, să le mai împrospătez. Momentan mă joc la undiță. La bonduel. Trage frumos la bonduel. Mai am plătit taxa 80 de lei. Mi s-a eliberat bon. Deci e în regulă. Uite, nu l-am întrebat limita de pește. Da, măcar să prind eu și să... să-mi opresc ce-mi place, restul... ciortănică și nebunii de astea le dăm drum. Da, vă ziceam mai devreme că am vrut să mă duc la Răzvani, dar era prea departe și ajungeam foarte târziu. Așa de aici, aici în Afumață, din Moara Vlăsiei, am ajuns imediat. Nu e problemă, nici nu se luminase. Când am ajuns eu. Balta nu e spectaculoasă rău. Dar oricum, pescari sunt. Cred că e plină balta. Am și în dreapta, bine, de când am intrat pe baltă, deja locurile erau ocupate de la început. Există aici locul 12. Aș avea și un drill aici la undiță, perfect la crap. Ar fi frumos. Chiar frumos ar fi.
Asta am pierdut un plumb. Să-i pun neapărat un plumb. Stă, da. O cam ia vântul. Rece dimineața la mine la moară, erau 16 grade. La 5. Mai e și soarele aici. 20 de grade acum. În câte văd, lumea plantează. Chiar să n-am noroc la aruncat din mână. Să-mi prospătez lansetele și revin. Hai, mă, întrăznește și du-te frumos cu ea. A fost micuț ăsta. Dacă n-a vrut să ducă. Bun duelul. Se plimbă pe aici, pe la suprafață, văd. Nici nu la suprafață. La suprafață, dar nu vor să pună botul. Nu vrea gura lor. Deci nu colcă ea dimineață cum se vede acum. Hai, flăcăi, îndrăzniți, pe rând, nu vă îngrămădiți. E timp toată ziua. Sper să nu stau toată ziua, că mă omoară soarele. N-am nici umbrela, am uitat o firea la naibii.
și am băiat. Ai, mamă. E hotărât să ducă cu ea. Deci nu o pune pe lat, nu nimic, pleacă cu ea, da? Fie hotărât. N-a vrut. Ce frumos s-a dus, dar trebuie să-l mai las un pic. Acum nu mai cărășel, crap, ciortan, nimic. Mai prins un pui de ten. I-am dat drumul, bineînțeles. Ce să faci cu el? Hai să mor tu. Cald. Cald rău. Nu știu cât mai rezist. Da, îmi place aici, la undiță. Am frigiderul cu mine, am apă rece, Pepsi. Deci în cort nu mă doare.
pune pe lada degeaba. Să-l mai las când o pune pe lat, să vedem ce face. Uite și pe aia a pus-o pe lat. Uite și la el altă, mișcă undiță. Asta nu mai. Dacă nu ești pe fază atunci, era tău. N-ai cum. Băietul. Se plantează și din stânga și din dreapta. Dar oricum ce ăștia care plantează aici în stânga n-au rezultate, cine știe ce. Pune-ți vă doi crapi. În rest pauză și ei. Nu e că dacă plantezi faci mare brânză. Ca și cum ai hrăni porcul. Duci mâncarea la nas. Tu ce efort mai faci? Deci eu unul nu sunt pro-plantat. Asta e. Mai înțeleg pescuitul atunci. Da, fiecare cum crede. Dar n-am nicio satisfacție în momentul când uitați când duc cu bărcuța, nu? Duc acolo la buza stufului și aștept. Eu ce efort mai fac? Eu ce fac? Eu n-am decât să mănânc, să beau sau să dorm, nu? De-aia am venit la pescuit. Asta e activitate, să te miști, schimbi, pui, bă, nu merge mumea la aia, hai să bag altceva. Păi nu? La undiță. Chiar e frumos. Dacă veneau toți așa. Ne jucăm în continuare la undiță. Lansetele sunt la somn. Mic. Praf. Că nu iau ăștia la plantat, dar... Asta e.
asta se plantează într-una. La buza stufului. Da, ca să dai 80 de lei și să prinzi cărășelul ăsta, adică nu prea se merită. Dacă mai veneau cu 2-3 ciortani, crape acolo, mai ziceai, da, așa, nu prea se merită. Era un maxim 50 de lei pentru carasul ăsta, mai ziceam. Da, stai. Mai ieșim din rutina de zi cu zi. Asta, că altfel era teroare. Cât avem? 35 de grade. În momentul acesta este ora 2:14:14, mai precis. Cam rămân fără râme. Sunt vreo 3 kg. Cam asta e de pe Balta Boltașu. Însă a fost prima oară când am ajuns aici. Ce să zic, pentru asta baltă am un feedback negativ. Deci nu voi mai veni pe această baltă. Cine are bărcuță și îi place, să vină să planteze și să prindă, dacă prinde, dacă nu, asta e. Ok. Dacă vă place canalul meu, nu ezita să vă abonați, pentru a vedea și alte partide de pescuit. Vă mulțumesc că mă urmăriți și la bună vedere! La revedere!